La noapte cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării. Va ploua slab în Banat și izolat în Crișana și Maramureș, iar în sudul, estul și centrul țării, local se va semnala ceață asociată trecător cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între -6-5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6-7 grade pe litoral și în dealurile Banatului. În București, înnorările vor persista și vor fi condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla în general slab, temperatura minimă va fi de 2-3 grade. Mâine vremea va fi în general închisă. În regiunile din vestul, centrul și nordul țării va ploua moderat cantitativ, iar seara în extremitatea nordică ploile se vor transforma în lapoviță și trecători ninsoare. În restul teritoriului doar izolat vor fi ploi slabe sau burniță. În zona montană vor fi precipitații mixte la început, apoi predominant ninsoare, iar vântul va avea intensificări. În special după orele amiezii vântul se va intensifica local și temporar și în celelalte zone. Dimineața va fi ceață pe spații mici în sud, est și în centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade. În București, cerul va avea înnorări și vor fi condiții de burniță sau ploaie slabă, vântul va deveni moderat, temperatura maximă va fi de 8-9 grade, în primele ore ale zilei este posibil să apară ceața. La munte vremea va fi în general închisă. În Carpații occidentali și orientali vor fi precipitații moderate cantitativ, la început mai ales sub formă de ploaie, apoi predominant sub formă de ninsoare. În restul zonei montane precipitațiile se vor semnala local. Vântul va sufla tare, mai ales în a doua parte a intervalului, viscolind ninsoarea. Dimineața pe văi și în depresiuni izolat va fi ceață.